dacă este normal ca opoziția să folosească această armă a părăsirii sălii, pentru că opoziția nu are altă variantă în momentul în care îi se impun legi pe care noi le considerăm neconstituționale, că nu sunt în conformitate cu dorințele electoratului, neavând altă formă de protest, noi, opoziția, ne putem permite această variantă de luptă, ceea ce s-a întâmplat la Camera Deputaților când am evidențiat frauda Robertei Anastase. Deci, prin această metodă, este cu totul anormal ca puterea să părăsească sala sau să nu voteze, ei fiind cei care trebuie să dea susținere unei guvernări și unor legi. Deci aici a fost, ajungem la vorba domnului prim-ministru Boc, care ne-a spus astăzi o lecție amară pentru România. Ceea ce nu este prevăzut este permis.